Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre ecuația de gradul al doilea. De-a lungul timpului v-ați întâlnit cu tot felul de ecuații, ecuații în care aveați ca necunoscută pe x, x la puterea 1, poate ați întâlnit și x la puterea 2, x la puterea 3 și așa mai departe. Ce înseamnă ecuație de gradul al doilea? Înseamnă o ecuație în care necunoscuta este la puterea a doua. Putem, de exemplu, să considerăm ecuația x la pătrat minus 5 egal cu 7. Pentru că avem o ecuație în care necunoscuta este la puterea a doua, putem să spunem că aceasta este o ecuație de gradul al doilea. Spre exemplu, dacă am fi considerat x la a treia plus 5x la a doua plus 7x egal cu 3, această ecuație este de gradul al treilea, pentru că necunoscuta... Are cel mai mare grad al treilea, chiar dacă ea conține x la 2. Nu putem să spunem că este o ecuație de gradul al doilea, pentru că ea conține și x la 3. Dacă am fi considerat, nu știu eu, 2x plus 1 egal cu 9, pentru că avem x care înseamnă x la puterea întâi, această ecuație se numește ecuație de gradul întâi. Revenind acum la lecția pe care vreau să vă prezint. Forma generală a unei ecuații de gradul al doilea este. Haideți să ștergem ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, unde abc sunt numere reale și obligatoriu aul trebuie să fie diferit de 0. Pentru că dacă a, adică coeficientul lui x la a doua, ar fi 0, nu mai putem vorbi de ecuație de gradul al doilea. Repet, ecuație de gradul al doilea înseamnă ecuație în care necunoscuta este la puterea a doua. În această ecuație, ABC se numesc coeficienți și, așa cum am spus, X-ul este necunoscută. Există mai multe feluri de ecuații de gradul al doilea, ecuații incomplete, care au uh, metode specifice de rezolvare. Spre exemplu, în anul trecut, probabil, v-ați întâlnit cu ecuația de forma X pătrat egal cu A. Vă dau un exemplu. Dacă avem x la a doua egal cu 9, ce valori poate lua x? Păi x poate fi plus sau minus radical din 9, adică 3, pentru că 3 la a doua am de 9 și minus 3 totul la a doua tot 9 este. Și atunci aceasta este o ecuație specială de gradul al doilea și o rezolvăm în felul acesta. Dacă avem ecuația x pătrat egal cu a, puteam avea 3 situații. În cazul în care a este pozitiv, atunci x era egal cu plus minus radical din a în cazul în care a era egal cu 0 x-ul este egal doar cu 0 pentru că nu am alt număr care la puterea a doua să mi dea 0 iar în cazul în care aul este un număr negativ Niciodată un număr la a doua nu are cum să fie negativ. De aceea vom spune că X nu are soluție. X aparține mulțimii vide. Haideți să vedem ce putem să facem totuși în cazul în care avem o ecuație puțin mai complicată. Spre exemplu, dacă am avea o ecuație de forma X la a doua plus 5X egal cu 3, să spunem. Ce putem să facem aici? Nu avem o ecuație de forma x pătrat egal cu a. De aceea vreau să vă prezint astăzi cum puteți să rezolvați o ecuație de gradul al doilea la modul general, indiferent de forma acesteia, cât să obțineți întotdeauna un rezultat corect. Pașii de rezolvare sunt următorii. Haideți să scriem de la capăt pași de rezolvare. Primul pas, Scoatem coeficienții. Adică sub ecuație vom scrie cât este a, cât este b, cât este c. Haideți să luăm și un exemplu pe care să-l rezolvăm în paralel. Să spunem că avem x la a doua plus 5x. Plus 6 egal cu 0. Are forma ecuației pe care am considerat-o la început. Haideți să vedem cât sunt coeficienții. Ne mai uităm încă o dată. A este coeficientul, adică numărul din fața lui x pătrat, B este coeficientul lui x, iar ce este termenul liber? Asta înseamnă că Aul în cazul acesta va fi 1, așa cum v-am spus în clipurile trecute. Atunci când avem un număr real reprezentat prin litere. iar în fața sa nu se află nimic, de fapt acolo considerăm că se află 1. Și atunci completăm. A este 1. B-ul este coeficientul lui x în cazul acesta este 5, iar C-ul este termenul liber, adică termenul fără x și aici este 6. După ce am scos coeficienții, trebuie să calculăm ceea ce se numește discriminantul ecuației, pe care îl notăm cu delta. Haideți să notăm se notează cu delta ca la fizică. Și acesta are formula B la puterea a doua minus 4 ori A ori C. Depindem de delta la următorii pași pentru că dacă delta este un număr negativ, spre exemplu, nu mai putem continua rezolvarea. Așadar, putem să spunem că avem trei situații. În cazul în care delta este un număr pozitiv, ecuația noastră are două soluții pe care le notăm cu x1 și x2. x1 fiind egal cu minus b plus radical din delta pe 2a. Iar x2 este egal cu minus B minus radical din delta pe 2A. În cazul în care delta ar fi negativ, sau haideți să vedem mai întâi cazul în care delta ar fi 0, dacă delta ar fi 0, practic trebuie să ne gândim că acest număr este 0. Și atunci ce se va întâmpla? Nu mai avem două soluții distincte, ci avem practic două soluții egale cu minus B supra 2A, pentru că acel radical din delta fiind 0, el dispare. Iar ultima situație, în cazul în care, stați să mă pagina, cred că s-ar vedea mai bine, în cazul în care delta ar fi negativ, cele două soluții nu sunt reale, nu le putem calcula. Practic spunem că x1 și x2 aparțin mulțimii vide. Este foarte important acest pas în care calculați delta și vedeți exact ce valoare are. Pentru că dacă delta este mai mare egal decât 0, avem soluții. Dacă delta este negativ, nu avem soluții și atunci nu putem continua rezolvarea. Haideți să venim la exemplul pe care l-am considerat. Delta, mai scriem încă o dată, este B la a doua minus 4 ori A orice. Înlocuim cu valorile pe care le-am considerat și avem delta egal cu B-ul este 5 și avem 5 la a doua minus 4 ori 1 ori 6. Asta înseamnă că delta va fi 5 la a doua e 25, 4 ori 1 ori 6 este 24 și atunci delta este 1. Pentru că este un număr mai mare decât 0, suntem în această situație și putem să-l aflăm și pe x1 și pe x2. Haideți să începem. x1 este minus b înseamnă minus 5 plus radical din delta, adică radical din 1, care înseamnă 1, supra 2a, 2 ori 1 înseamnă 2. Minus 5 plus 1 înseamnă minus 4, minus 4 supra 2 este minus 2. Iar în final, x2 este minus 5 minus 1 supra 2. Singura diferență care apare este la radical din delta. Odată e cu plus, odată e cu minus. Și avem Minus 5 minus 1 este minus 6 pe 2, înseamnă minus 3. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor ecuației mele este formată din cele două valori, minus 2 și minus 3. Haideți să mai repetăm încă o dată. Dacă avem o ecuație de gradul al doilea, indiferent că este incompletă sau are o formă completă, e foarte important să respectăm forma sa, adică să aibă forma ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Spre exemplu, dacă ne întoarcem aici și avem această ecuație, eu nu puteam să o rezolv direct. Primul pas pe care trebuia să-l fac era să-l mut pe 3 în partea stângă, astfel încât eu să obțin o ecuație la forma potrivită, să am în partea dreaptă 0. Dacă în dreapta eu nu am 0, nu pot să urmez toți acești pași pe care i-am descris am stabilit asta. Trebuie să am forma aceasta, forma generală a unei ecuații de gradul al doilea. După ce am adus ecuația la forma potrivită, trebuie să scot coeficienții. Întotdeauna îi scot cu tot cu semn, dacă, de exemplu, aș fi avut în loc de 5x, aș fi avut minus 5x, atunci aș fi spus că b este minus 5. Trebuie să aveți grijă, grijă și la semne. După ce am scos coeficienții, trebuie să calculăm discriminantul ecuației, care se notează cu delta și are formula B pătrat minus 4 ori A ori C. În cazul în care delta este mai mare sau egal decât 0, puteți să continuați rezolvarea. Dacă delta este negativ, din start spuneți că soluția este mulțimea vidă, pentru că nu poți să calculezi radical dintr-un număr negativ. Revenim. Dacă delta mi-a dat totuși pozitiv, înseamnă că eu am două soluții distincte, egale cu minus b plus sau minus radical din delta pe 2a, iar în cazul în care delta mi-a dat egal cu 0, voi avea două soluții egale cu minus b supra 2a. Haideți să vedem câteva exemple. Le vom rezolva prin diferite metode, cât să vedeți exact și să-mi spuneți care metodă vi se pare mai simplă. Haideți să începem cu exercițiul 4, punctul A. Avem x la a doua plus 3x egal cu 0. După cum puteți observa, această ecuație este incompletă. De ce? Pentru că în forma generală a unei ecuații de gradul al doilea, noi aveam trei termeni. Aveam ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. În cazul în care ecuația de gradul al doilea este incompletă, o puteți rezolva și prin alte metode. Bineînțeles, puteți să faceți rezolvarea cu delta, pe care am spus-o mai devreme, dar vreau să vă arăt prima dată o altă metodă, după care vom face rezolvarea cu delta. Haideți să vedem, dacă ar fi să ne uităm cu atenție, oare ce am putea să facem aici în partea stângă? N-am putea oare să-l dăm un factor comun pe x și am obține x pe lângă, din x la a doua, dacă l-am luat un factor comun pe x, rămânem doar cu x, iar din 3x, dacă-l dăm un factor comun pe x, rămânem cu 3. Și acum, un produs, pentru că între cele două este mulțire, este 0, dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă că am putea fie să-l avem pe x egal cu 0, fie paranteza să fie 0. Din faptul că x plus 3 este 0, îl mutăm pe 3 cu operația de scădere în partea dreaptă și obținem că x este 0 minus 3, care face minus 3. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din cele două valori, 0 și minus 3. Haideți să vedem cum s-ar fi rezolvat această ecuație cu delta. Primul pas. O să scriu cu altă culoare. Scoatem coeficienții. Cu A, B, C. Mai repet încă o dată. A este numărul din fața lui X pătrat. B este numărul din fața lui X, iar ce este termenul liber. Dacă ar fi să ne exprimăm corect, A este coeficientul lui X pătrat, B este coeficientul lui X, iar C este termenul liber. Ce număr avem oare în fața lui X pătrat? Veți spune că nu avem niciun număr. Însă, atunci când nu avem niciun număr, de fapt, acolo se află 1. Asta înseamnă că coeficientul lui x pătrat este 1. Mai departe, coeficientul lui x este 3, iar termen liber nu avem. Asta înseamnă că c-ul este 0. Mergem mai departe să-l calculăm pe delta, care are formula b pătrat minus 4 ori a ori c. Înlocuind vom avea b la pătrat înseamnă 3 la pătrat, Minus 4 ori 1 ori 0. Am înlocuit pe A cu 1 și pe C cu 0. Asta înseamnă că delta va fi 9. 4 ori 1 ori 0 este 0 și obținem că delta este 9. Și e pozitiv, asta înseamnă că putem continua. Și vom avea x1x2. Scriem formulele: minus b plus radical din delta pe 2a, minus b minus radical din delta pe 2a. Înlocuind avem minus b înseamnă minus 3 plus radical din delta radical din 9 înseamnă 3 supra 2a care înseamnă 2 plus 3 minus 3 este 0 și am scăpat de el ne dă 0 iar la a doua soluție avem minus, b, minus, de, minus radical din delta adică minus 3 minus 3 pe 2 care înseamnă minus 6 pe 2 adică minus 3 și am obținut că mulțimea soluțiilor este formată din 0 și minus 3. După cum puteți observa, am obținut fix aceleași rezultate. Eu sunt de părere că prima rezolvare este mult mai rapidă, e clar că e mult mai... Rapidă ca timp, dar uneori nu puteți să vă folosiți de această variantă, sau poate sunt dintre voi care nu vă dați seama de factorul comun sau de ceea ce trebuie să faceți pe moment. Și atunci, metoda aceasta cu delta funcționează de fiecare dată când vine vorba de o ecuație de gradul al doilea, indiferent de forma ei. Haideți să mai vedem câteva exemple. Haideți să facem punctul B. Avem 2x la, 2X la a doua minus 7x egal cu 0. Putem să-l dăm în să factor comun pe x, pe lângă, din 2x la a doua, dacă l-am luat în factor comun pe x, rămânem cu 2x, iar din 7x, dacă l-am luat în factor comun pe x, rămânem cu 7. Așa cum am spus mai devreme, un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă, pe de o parte, că x poate fi 0, pe de altă parte, paranteza poate fi 0 iar de aici rezultă că 2x este 7, îl ducem pe 2 cu operația de împărțire, asta înseamnă că x este 7 supra 2. Mulțimea soluțiilor este formată din 0 și 7 pe 2. Haideți să facem și rezolvarea cu delta. Avem 2x pătrat minus 7x egal cu 0. A este 2, B este minus 7, aveți grijă să nu spuneți că este 7, pentru că trebuie să considerăm cu tot cu semn apoi C-ul este 0 pentru că el lipsește. Asta înseamnă că delta va fi. Avem B pătrat minus 4 ori A ori C. Delta este minus 7 totul la pătrat, minus 4 ori A, adică ori 2 ori 0. Delta este minus 7 la pătrat, e 49, iar 4 ori 2 ori 0 este, bineînțeles, 0. Pentru că delta este mai mare decât 0, putem să continuăm și vom avea x1, x2, Minus b plus radical din delta pe 2a, respectiv minus b minus radical din delta pe 2a. Înlocuind vom obține. Minus b înseamnă de fapt minus minus 7 care dă plus 7, plus radical din delta, adică radical din 49 care e 7, supra 2 ori a, adică 2 ori 2 care înseamnă 4. Și obținem 7 plus 7 este 14 pe 4. Să țămăresc pagina. Putem să simplificăm această fracție prin 2. 14 împărțit la 2 este 7, iar 4 împărțit la 2 este 2. Venim la a doua soluție. Avem minus B la fel de 7 minus radical din delta, adică minus 7, supra 2 ori a, care am stabilit că e 4, 7 minus 7 este 0, pe 4 înseamnă 0. Și atunci observăm că mulțimea soluțiilor este formată din 0 și 7 pe 2. Fix același lucru. Haideți să mai rezolvăm un subpunct. Să mergem la punctul E. Sau mai bine D-ul prima dată. Avem x la 2 minus 9 egal cu 0. Nu avem pe cine să dăm un factor comun, pentru că de data aceasta lipsește termenul cu x. Observăm că avem termenul liber, adică cel fără x, dar nu mai avem termenul cu x. Putem să-l mutăm în dreapta pe 9 și practic am ajuns la o ecuație de forma x pătrat egal cu a. Dacă mergem și ne uităm pe prima pagină, atunci când a-ul este pozitiv, x-ul este plus sau minus radical din a. Asta înseamnă că x va fi plus sau minus radical din 9, adică x este plus sau minus 3. Mulțimea soluțiilor fiind formată din 3 și minus 3. Haideți să vedem cum s-ar fi rezolvat cu delta. A este 1, B-ul este 0 pentru că lipsește termenul care conține x, iar C-ul este minus 9. Și atunci delta are formula B pătrat minus 4 ori orice, Înlocuind vom avea 0 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 9. Asta înseamnă că delta ne dă 0, minus 4 ori 1 este minus 4, iar minus 4 ori minus 9 este de fapt plus 36, delta ne dă 36 și pentru că e mai mare decât 0 putem să continuăm rezolvarea. Și vom avea x1, x2, minus b plus radical din delta pe 2a, respectiv minus b minus radical din delta pe 2a. Înlocuind, obținem b-ul este 0, am scăpat de el, apoi radical din delta înseamnă radical din 36, care e 6, supra 2 ori a, 2 ori 1 e 2, 0 plus 6 e 6, 6 pe 2 înseamnă 3, apoi 0 minus 6 pe 2, care înseamnă minus 6 pe 2, adică minus 3. Și observați că mulțimea soluțiilor este formată din cele două valori. Până acum v-am prezentat ecuații care puteau fi rezolvate ușor cu ambele variante. Haideți să facem și punctul H, după care vom trece la un alt tip de ecuații. Avem 7x pătrat plus 10 egal cu 0. Ce se întâmplă dacă îl mutăm pe 10 în partea dreaptă? Obținem că 7x pătrat este minus 10, îl mutăm pe 7 cu operația de împărțire și am obține că x pătrat este minus 10 pe 7. Ce se întâmplă în cazul în care rezultatul este un număr negativ? Pe păi dacă ne uităm, în cazul în care rezultatul este un număr negativ, nu avem soluție, pentru că așa cum am spus la început, noi nu avem cum să uh, obținem rezultatul la puterea a doua un număr negativ. Întotdeauna un număr la o putere pară este pozitiv. Asta înseamnă că dacă cel din partea dreaptă este cu minus, vom spune direct că soluția este mulțimea vidă. Nu mai avem ce să mai rezolvăm. Haideți să mergem la exercițiul al cincilea. Vom începe cu punctul A. Avem x pătrat plus 4x plus 3 egal cu 0. Observați că nu aveți ce să dați în factor comun în situația aceasta. Degeaba îl mutăm pe 3 în partea dreaptă cu operația de scădere pentru că nu obținem o ecuație de forma x pătrat egal cu a. Și atunci nu ne rămâne decât să rezolvăm cu delta. Haideți să scoatem coeficienții. a este 1, b este 4 ce este 3? Asta înseamnă că delta va fi, scriem formula mai întâi, b la pătrat minus 4 ori a ori C. delta este 4 la 2, minus 4 ori 1 ori 3, 4 la a doua e 16, minus 4 ori 1 ori 3 e 12, și atunci delta ne dă 4 și fiind mai mare decât 0, putem continua rezolvarea. x1 și x2 au formulele minus b Plus radical din delta pe 2a, minus b, minus radical din delta pe 2a. Și obținem minus b înseamnă minus 4, plus radical din delta, radical din 4 înseamnă 2, supra 2. Minus 4 plus 2 este minus 2, iar minus 2 pe 2 înseamnă minus 1. Apoi, la x2 avem minus 4 minus 2 pe 2. Minus 4 minus 2 înseamnă minus 6, iar minus 6 pe 2 înseamnă minus 3. De aici rezultă că mulțimea soluțiilor este formată din minus 1 și minus 3. Sper să nu vi se pară dificil, vă veți întâlni cu ecuația de gradul al doilea inclusiv la liceu. Este o lecție foarte folosită, de aceea vă rog să urmăriți cu atenție și să înțelegeți foarte bine. Pentru că dacă ați înțeles pașii aceștia și ați reținut practic câteva formule, cu siguranță totul va fi mult mai simplu. Haideți să continuăm rezolvarea. Să facem, spre exemplu, punctul D. Avem 4x pătrat plus 4x plus 3 egal cu 0. Scoatem coeficienții. A este 4, B este 4, C este 3. Asta înseamnă că delta va fi, scriem formula, B pătrat minus 4 ori orice. Și vom avea B la pătrat înseamnă 4 la a doua, minus 4 ori 4 ori 3. 4 la a doua înseamnă 16, apoi 4 ori 4 e 16, iar 16 ori 3 este 48. Și ne dă delta egal cu minus 32. Uitați ce s-a întâmplat aici. Avem o situație în care delta este negativ. Asta înseamnă că nu putem continua rezolvarea cel puțin până la nivel de clasa 8. -a. În clasa 9 -a veți învăța numere complexe și veți putea continua rezolvarea. Dar momentan nu putem să continuăm rezolvarea. Asta înseamnă că, vom spune direct, că mulțimea soluțiilor este egală cu mulțimea vid. Nu putem să aflăm x1 și x2. Haideți să mai încercăm un subpunct, să facem punctul i. Avem 9x pătrat minus 6x minus 3 egal cu 0. A este 9, B este minus 6, iar C este minus 3. De aici rezultă că delta care are formula B la a doua minus 4 ori orice va fi egal cu minus 6 totul la a doua minus 4 ori 9 ori minus 3. Și atunci delta este minus 6 totul la a doua înseamnă 36, apoi 4 ori 9 este 36, 36 ori 3 este 108, iar minus cu minus este plus. Facem adunarea și obținem că delta este 144, e pozitiv. Putem să scriem ca pas intermediar că radical din delta înseamnă radical din 144, adică 12. Și atunci putem să aflăm cele două soluții x1x2. Minus b plus radical din delta pe 2a. Minus b minus radical din delta pe 2a. Și obținem minus b înseamnă minus minus 6, care e de fapt plus 6. Radical din delta e 12, iar 2a înseamnă 2 ori 9, adică 18. Și atunci 6 plus 12 este 18. 18 pe 18 înseamnă 1. La x2 avem 6 minus 12 pe 18, care va fi minus 6 pe 18. Simplificăm prin 6 și obținem minus 1 pe 3. Așadar, mulțimea soluțiilor este formată din minus 1 pe 3 și 1. Înainte de a încheia acest clip, aș vrea să vă mai prezint totuși ceva. Puteți să folosiți ecuația de gradul al doilea, rezolvarea ecuației de gradul al doilea, în descompuneri. Într-un din clipurile trecute v-am prezentat cele trei metode de descompunere în factori și era metoda grupării termenilor, în care trebuia să găsiți două numere care adunate să vă dea cel de pe mijloc și înmulțite să vă dea cel de la final. Spre exemplu, avem x pătrat plus 4x plus 3. Dacă vrem să descompunem, trebuie să găsim două numere care adunate dau 4 și înmulțite dau 3 poate nu vă descurcați atât de bine la găsirea aceste numere. Și atunci, haideți să vă arăt cum puteți voi folosi rezolvarea cu delta în descompunerea în factori. Dacă noi avem o ecuație de forma ax pătrat plus bx plus c, cu rădăcinile sau cu soluțiile x1 și x2, atunci ecuația noastră de gradul al doilea se poate scrie ca a pe lângă, x minus x1 pe lângă x minus x2. Adică dacă voi ați aflat cât sunt cele două soluții, x1 și x2, doar trebuie să înlocuiți în formulă și ați obținut descompunerea. Haideți să vedem pentru exemplul acesta. Am obținut că x1 și x2 sunt... Haideți să dăm înapoi. Unde le-am rezolvat aici? Am obținut că x1 și x2 sunt minus 1 și minus 3. Asta înseamnă că, dacă ar fi să aplicăm formula noastră, vom avea A-ul pe care l-am aflat, pe care l-am găsit că e 1, pe lângă X-ul rămâne neschimbat, minus X1 care ne-a dat minus 1, pe lângă X minus X2. Și atunci, 1 planul înmulțire este element neutru, putem să nu-l mai scriem. Apoi, minus minus 1 înseamnă de fapt plus 1 și plus 3. Și uitați cum am reușit cu ajutorul soluțiilor să descompunem această ecuație. Vă sfătuiesc să învățați această formulă, pentru că este extrem de utilă. Gândiți-vă că dacă, ați fi, dacă ar fi să aveți o ecuație cu numere foarte mari, este destul de greu de intuit acele numere care înmulțite dau numărul de la final și adunate dau cel de pe mijloc. În plus, există situații în care ecuația nu se poate descompune și tu vei pierde mult timp încercând să găsești acele numere. Pe când dacă vei face cu delta, dacă vei reuși să afli x1 și x2, înseamnă că poți să descompui ecuația. Dacă nu găsești x1 și x2, dacă soluția este mulțimea vidă, înseamnă că ecuația nu se poate descompune și ai un răspuns clar. Haideți să mai luăm un exemplu. Să luăm spre exemplu punctul Q. Avem x la a doua minus 11x plus 24. În mod normal ar trebui să ne gândim la două numere care adunate să dea minus 11 și înmulțite să dea minus 24. Haideți să facem ambe, ambele variante. O să facem pe pagina aceasta uh, formula clasică, cea cu numere adunate să dea minus 11, înmulțite să dea plus 24 și pe pagina următoare o să facem cu delta. Care sunt oare acele numere care înmulțite dau 24? Păi la 24 avem 4 ori 6, minus 4 ori minus 6. Bineînțeles, și invers, 6 ori 4 și minus 6 ori minus 4, sau putem să avem 8 ori 3, minus 8 ori minus 3, 2 ori 12, minus 2 ori minus 12, sau minus, 4, minus 1 ori minus 24 și 1 ori 24. Însă trebuie ca suma lor să fie minus 11. Din start acestea, acestea nu sunt bune nici aici pentru că obținem fie minus 14, fie plus 14. Și observăm că minus 8 minus 3 este minus 11. Asta înseamnă că ne putem folosi de minus 8 și de minus 3. Îl vom rupe pe termenul acesta în minus 8x minus 3x. Și avem în primii doi factori comun pe x, în următorii doi factori comun pe minus 3, și obținem x minus plus 24 împărțit la minus 3 este minus 8. Factorul comun pe care îl obținem acum este x minus 8 pe lângă x minus 3. Și într-adevăr am reușit să descompunem. Însă am avut poate puțin noroc că am găsit aceste numere, dar dacă nu le găsești, atunci îți mai spun încă o dată, varianta cu delta cu siguranță te va ajuta. Haideți să luăm să rezolvăm și cu delta. Aveam x pătrat minus 11x plus 24. A este 1, B este minus 11, C este plus 24. Asta înseamnă că delta va fi B pătrat minus 4 ori A ori C. Și avem minus 11 la pătrat minus 4 ori 1 ori 24. Delta este 121. 4 ori 1 e 4, 4 ori 24 e 96. Asta înseamnă că delta va fi 25. E mai mare decât 0, asta înseamnă că putem continua. Și avem minus b plus radical din delta pe 2a, respectiv minus b minus radical din delta pe 2a. Avem minus minus 11, înseamnă plus 11. Radical din 25 e 5, pe 2 ori 1 înseamnă 2, 11 plus 5 este 8, 11 plus 5 este 16 pe 2 înseamnă 8. Apoi, 11 minus 5 pe 2, 11 minus 5 e 6, 6 pe 2 înseamnă 3. Putem să aplicăm formula, o mai scriu încă o dată. ax pătrat plus bx plus c se descompune în a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Și atunci avem x la a doua minus 11x plus 24 va fi egal cu a este 1, nu ne mai interesează. Și avem x minus x1 e 8 și x minus x2 care e 3. Și observați că am obținut fix același lucru. Mai există o problemă. Varianta cu sumă și produs funcționează doar în cazul în care Aul este 1. Exemplu, dacă ți-aș cere să descompui ecuația de la punctul I, nu prea ai cum să o faci direct, pentru că nu mai funcționează metoda cu două numere care adunate de la minus 6 și înmulțite de la minus 3. Acea metodă se folosește doar pentru ecuații de tipul acesta, când aul practic e 1. Și atunci nu mai e altă variantă. Există totuși o variantă, să dai factor comun forțat pe 9, astfel încât coeficientul x pătrat să devină 1. Dar cred că e puțin cam dificil. Practic ar trebui să facem în felul acesta. 9 pe lângă și avem x pătrat minus 6 pe 9x minus 3 pe 9. Și să găsim numere care adunate să dea minus 6 pe 9 și înmulțite să dea minus 3 pe 9. Dar cred că devine puțin cam dificil. De aceea, dacă noi am rezolvat și am aflat rădăcinile, x1 ne-a dat 1 și minus 1 pe 3. Haideți să scriem, aveam x1 egal cu 1, x2 egal cu minus 1 pe 3 putem să scriem direct că avem 9x pătrat minus 6x minus 3 egal cu, mai scriu încă o dată formula, ax pătrat plus bx plus c este egal cu a pe lângă x minus x1 și x minus x2. Înlocuind avem, a-ul la noi este 9, de data asta contează pentru că nu mai e 1, pe lângă x minus x1 e 1 și x minus x2 care e minus 1 pe 3. Și avem 9 pe lângă x minus 1, x plus, minus minus face plus 1 pe 3. Dacă vrem, spre exemplu, putem să introducem acest 9 în a doua paranteză pentru a scăpa de fracție, dacă nu putem să lăsăm și așa. Dar haideți să-l introducem în a doua paranteză. Când înmulțim pe 9 cu x, obținem 9x. Iar când înmulțim 9 cu 1 pe 3, ne dă 9 pe 3, adică 3. Și uitați ce frumos am obținut și ce ușor ne-a dat. Chiar dacă ne uităm mai cu atenție, putem să rezolvăm mai departe, putem să dăm factor comun pe 3 din a doua paranteză și avem 3 pe lângă x minus x. 3 pe lângă x minus 1 pe lângă 3x plus 1. Practic, aveam nevoie din acest nou de un singur 3 pentru a scăpa de numitorul acestei fracții. Sunt nenumărate variante în care puteți să folosiți ecuația de gradul al doilea. Sper că v-a fost util acest clip și vă doresc mult spor la învățat în continuare.